preacuvioși, preacucernici părinți, preacuvioase maici, iubiți credincioși, duminica a 29-a după Rusale, în Evanghelia sa ne vorbește despre vindecarea celor 10 leproși. În esență, Evanghelia acestei duminici ne arată că recunoștința este firescul demnității omului. În vremea aceea, spune Evanghelia, intrând Iisus într-un sat, l-au întâmpinat 10 bărbați leproși care au stat departe și care au ridicat glasul zicând: Iisuse, Învățătorule, miluiește-ne! Și văzându-i, el le-a zis: duceți-vă și vă arătați preoților. Dar pe când ei se duceau, s-au curățit. Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare, slăvind pe Dumnezeu. Și a căzut cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus, mulțumindu-i. Iar acela era samarinean. Și răspunzând, Iisus a zis: oare nu 10 s-au curățit? Dar cei 9, unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă, să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta, care este de alt neam? Și i-a zis: ridică-te și du-te, credința ta te-a mântuit. Vedem în Evanghelia de astăzi că aceasta cuprinde mai multe învățături duhovnicești privind modul nostru de a ne comporta față de Dumnezeu și față de semenii noștri când primim o benefacere de la Dumnezeu prin oameni. Evanghelia ne arată că Iisus s-a întâlnit cu 10 leproși excluși din comunitate, care stăteau departe de oamenii sănătoși și nu se atingeau de ei, deoarece boala lor era una grea și se putea transmite ușor. Oamenii leproși în Vechiul Testament aveau un regim special de izolare față de comunitate, față de oamenii sănătoși, întrucât boala aceasta incurabilă provoca descompunerea treptată prin căderea unor părți din corpul celor bolnavi. Deși erau încă vii, fiind izolați, leproșii sufereau foarte mult de singurătate și de umilire, având obligația de a spune mereu necurat, necurat, cum spune cartea Leviticului, capitolul 13, versetul 45. Pentru ca oamenii sănătoși să nu se apropie de ei. Deci nu spunea nesănătos, nesănătos sau bolnav, bolnav, ci trebuia să spună necurat, necurat. Și în această privință, deci, acești leproși așteptau mai mult o moarte lentă decât o vindecare rapidă. Însă când Iisus i-a întâlnit și ei l-au recunoscut, au zis: Învățătorule Iisuse, deci l-au recunoscut că este învățător, miluiește-ne. Atât a zis, ai milă de noi. Și Mântuitorul Iisus Hristos putea să-i vindece pe loc, zicându-le să fiți vindecați de lepră, cum a făcut cu altă ocazie, când a zis tot în Evanghelia după Luca, în capitolul 5, versetele 12 până la 14, au zis unui lepros: Iisus, fii curat de lepră, și s-a vindecat. În cazul acesta însă, Iisus nu le-a zis fiți curați de lepră, ci i-a trimis să se arate preoților. De ce nu i-a vindecat Iisus prin cuvânt imediat, i-a trimis să se arate preoților? Pentru două motive. În primul rând, pentru că Iisus voia să arate că respectă legea lui Moise privind pe cei leproși. Și i-a trimis să se arate preoților, deoarece preoții aveau cunoștințe precise de identificare a leprei față de alte afecțiuni sau boli. Ei știau dacă este lepră boala respectivă sau o altă boală. Și ca atare, dacă ei constatau că în mod minunat cineva s-a vindecat prin milostivirea lui Dumnezeu, reintegra în comunitate pe cel ce a fost mai înainte lepros.
De aceea Iisus i-a trimis să se arate preoților, că acești 10 leproși. Dar mai este un al doilea motiv pentru care Iisus nu i-a vindecat pe loc prin cuvânt pe acești 10 leproși, ci i-a trimis să se arate preoților. Și anume, să le dea posibilitatea de a se exprima în libertate, de a veni în mod liber să-i mulțumească sau de a nu-i mulțumi pentru vindecare, fiindcă vindecarea s-a produs pe cale, nu când au ajuns să se arate preoților. La puțin timp, după ce s-au despărțit de Hristos, ei s-au vindecat deodată. Însă atât de preocupați erau cei vindecați să ajungă să arate preoților pentru a fi reintegrați în comunitate, încât nu s-au mai gândit că trebuie să mulțumească lui Dumnezeu, să-L slăvească pe Dumnezeu și să-I mulțumească omului prin care Dumnezeu i-a vindecat, adică lui Iisus. Și din acești 10 leproși, numai unul singur s-a întors să slăvească pe Dumnezeu cu glas tare, după cum spune Evanghelia, și a căzut cu fața la pământ lângă picioarele lui Iisus și a mulțumit. Văzându-L Iisus pe acesta, care era și de alt neam, era samarinean, a zis, oare nu 10 s-au vindecat? Dar cei 9, unde sunt? Nu s-au întors să slăvească pe Dumnezeu? Numai acesta, de alt neam, adică samarineanul, a venit să mulțumească. Deci întrebarea lui Iisus, dar cei 9, unde sunt? Este o întrebare reproș. Este o întrebare dojană. Dar ceilalți, de ce n-au venit să mulțumească? Cu alte cuvinte, vedem că această întrebare rămâne fără răspuns, deoarece cei 9 erau absenți, n-au venit să mulțumească. Și vedem aici că Mântuitorul Iisus Hristos consideră că este nefiresc să primești o binefacere și să nu dai slavă lui Dumnezeu și să nu mulțumești oamenilor prin care Dumnezeu a lucrat. De ce i-a întrebat, dar cei 9 unde sunt? Vedem aici că Mântuitorul Iisus Hristos nu a pus întrebarea aceasta, fiindcă dorea să vină și cei 9 ca să mulțumească, pentru că El nu avea nevoie de mulțumirea lor, nu avea nevoie de lauda lor, deoarece El n-a făcut minunea respectivă, adică vindecarea pe cale, pentru a fi lăudat, ci din iubire milostivă și smerită a făcut această minune, ca toate minunile, nu le face pentru a oferi un spectacol celor prezenți, nu se vârșește minuni spre a fi lăudat, ci din iubire milostivă El vindecă și ridică. Vindecă pe cei bolnavi și ridică pe cei căzuți. Atunci când omul are credință că Iisus îl poate vindeca. Acestor leproși Iisus nu le cere să mărturisească public credința, ci El îi vindecă pe cale în mod discret, fără să pronunțe un cuvânt despre această vindecare, ca să le dea posibilitatea să decide ei în libertate de plină. Și ei au decis că trebuie să se grăbească și să se arate preoților. Aici vedem că Hristos Domnul nu socotește nerecunoștința ca fiind un lucru firesc, ci consideră că nerecunoștința este o stare nefirească a sufletului, fiindcă ei s-au vindecat de lepră, de lepra trupului, dar nu s-au vindecat
de boala nerecunoștinței sau de această lipsă de a aduce laudă lui Dumnezeu și mulțumire oamenilor. Cu alte cuvinte, Evanghelia de astăzi ne arată că recunoștința este, pe care o vedem la acest samarinean smerit și disprețuit, este iubire smerită, recunoștința, este iubire smerită ca răspuns la iubirea milostivă. Samarineanul era în general umilit, doar pentru că erau toți leproși, l-au acceptat și pe el. Dar când erau sănătoși, evreii nu stăteau împreună cu samarinenii pentru că îi considera de neam inferior și de credință îndoielnică. Însă aici erau la oaltă din cauza suferinței, având aceeași boală. Însă vedem că ceea ce a determinat pe samarinean să arate recunoștință este în primul rând smerenia lui, pentru că era obișnuit cu umilirea lui de către alții, fiind de alt neam și de altă credință decât evrei. Și acesta, care avea smerenie multă, în mod spontan arătat și multă recunoștință. Modul cum slăvește pe Dumnezeu cu glas tare, nu în gând sau în șoaptă, și modul în care arată recunoștința căzând cu fața la picioarele lui Iisus și mulțumindu-i, arată că era un suflet sănătos și luminat. Era un om drept și demn, pentru că era recunoscător. Deci aici Mântuitorul Iisus Hristos, când zice, când întreabă, dar cei nouă unde sunt, el de fapt, Hristos Domnul, pune în contrast nerecunoștința celor nouă cu recunoștința samarineanului, care a mulțumit lui Iisus cu multă smerenie și cu foarte multă evlavie față de Dumnezeu. Deci acest contrast între sufletul celor care nu mulțumesc lui Dumnezeu și oamenilor pentru binefacțiile primite și sufletul acestui samarinean recunoscător și smerit ne arată de fapt că omul credincios, drept și demn, este omul recunoscător. De ce Dumnezeu, care nu așteaptă mulțumirea oamenilor, totuși apreciază pe omul recunoscător? Pentru că prin recunoștință, omul crește duhovnicește. Recunoștința este o relație dreaptă a omului față de Dumnezeu, Creatorul, Dăruitorul și Vindecătorul și Mântuitorului. Și este o relație demnă pentru a se comporta față de semenii prin care Dumnezeu a lucrat ca să-l ajute. Aici vedem că recunoștința este un act de demnitate, de dreptate și de demnitate. De aceea, în Biserica Ortodoxă, cea mai mare activitate a Bisericii este recunoștința, numită în limba greacă Evharistia sau Euharistia. Cea mai înaltă activitate a Bisericii este Sfânta Liturghie Euharistică, prin care Biserica mulțumește lui Dumnezeu pentru toate binefacerile, cunoscute și necunoscute, arătate și nearătate. Mulțumește pentru întreaga creație, pentru însuși faptul că noi existăm, că există cerul și pământul și toate elementele care susțin viața umană pe pământ. Această rugăciune de mulțumire adresată de către Biserica Ortodoxă lui Dumnezeu
Creatorul, Mântuitorul și Sfințitorul, este o rugăciune care începe prin cuvintele cu vrednicie și cu dreptate. Este a-ți cânta ție, a te lăuda pe tine și a-ți mulțumi. Aceasta e traducerea românească. Textul original grecesc însă poate fi tradus și altfel. Este drept și este demn a te lăuda pe tine și a-ți mulțumi ție. Deci, este drept și este demn să mulțumim lui Dumnezeu. De ce este drept? Pentru că noi trăim în creația lui Dumnezeu. Și apa, și aerul, și pământul, și tot ceea ce susține viața pe pământ, sunt daruri a lui Dumnezeu. Și deci omul drept este recunoscător, pentru că întreaga creație, lumea din jurul lui, este dar de la Dumnezeu, nu l-a făcut omul. N-a făcut omul cerul și pământul, ci Dumnezeu le-a făcut. Și tot Dumnezeu l-a făcut și pe el, că nu era obligatoriu să existe neamul omenesc. Iubirea milostivă a lui Dumnezeu a dorit ca la fericirea veșnică a persoanelor divine, eterne, veșnice, să participe și ființe inteligente și iubitoare, îngerii și oamenii. Deci, pentru a împărtăși fericirea și bucuria sa veșnică, a creat lumea îngerilor, Dumnezeu și a oamenilor. Deci, este drept să mulțumim, fiindcă trăim în creația lui Dumnezeu. Și este demn să mulțumim, pentru că suntem ființe raționale, relaționale, adică în comuniune cu alte ființe create și inteligente, și recunoscătoare sau euharistice. Deci omul este o ființă euharistică atunci când mulțumește Dumnezeu și semenilor. Și deci este nedrept și nedemn să nu mulțumim lui Dumnezeu și celor care ne-au făcut binele. De ce starea de nerecunoștință este o stare nefirească? Pentru că ne izolează față de Dumnezeu, căruia noi mai mulțumim, și față de semeni, căruia nu le arătăm recunoștință, ne izolează cum? Ne izolează într-o iubire egoistă de sine. Și, ca atare, rămânem limitați duhovnicește. Nu creștem duhovnicește fără recunoștință. Pentru că, fără recunoștință, nu se cultivă relațiile de respect reciproc în comunitate. Deci, recunoștința este o creștere duhovnicească în maturitate față de Dumnezeu și față de semeni. Iată de ce sufletul omului care zice mulțumesc este mult mai frumos decât sufletul omului care primește binefaceri la Dumnezeu și la semeni și îi uită repede și nu mulțumește. Deci, Evanghelia de astăzi ne îndeamnă să mulțumim mai întâi lui Dumnezeu pentru însuși faptul că existăm pe pământ. Cum zice poetul, din mila Sfântului facem umbră pământului. Și de asemenea, mulțumim lui Dumnezeu pentru sănătate, pentru viață, pentru sănătate, pentru toate binefacerile primite de la El. Și de asemenea, mulțumim părinților care ne-au născut și ne-au crescut, duhovnicilor și învățătorilor care ne-au format și tuturor persoanelor care ne-au ajutat în situații dificile în viață. Și prin această cultură a recunoștinței,
a mulțumirii, noi creștem duhovnicește și ne asemănăm cu Sfinții lui Dumnezeu, pentru că Sfinții ne învață prin cuvânt și faptă să mulțumim pururea lui Dumnezeu. Așa după cum spune Sfântul Apostol Pavel zicând, întru toate aduceți mulțumire lui Dumnezeu. Spre slava Preasfintei Trăimi și a noastră mântuire. Amin.